Binecuvintează, sfințește mănântul acesta într-o pomenire și odihnă și iertarea păcatului Dumnezeu, eroi ai neamului nostru prin stropirea cu această apă sfințită în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Evenimentul a avut loc sâmbătă și a strâns în fața locului zeci de cetățeni, dar și politicieni și reprezentanții administrației locale. Monumentul va putea fi observat de oricine ajunge în orașul Țicleni. Locul nu a fost ales întâmplător, susține primarul Radu Constantin. Aici a fost rănită Ecaterina Teodoroiu și în cinstea eroinei noastre ne-am gândit ca pe meleagurile orașului Țicleni să ridicăm această placă memorială în cinste și certitudine. Am ales locul exact unde s-a întâmplat acest incident. Cetățenii din Țicleni au avut cuvinte de laudă referitoare la ridicarea unui monument în cinstea faptelor săvârșite de eroina Ecaterina Teodoroiu. Amintesc că la ei mici, că pe pământul ăsta s-a luptat. Este cazul ca autoritățile să se implice mai mult, să marcheze astfel de momente? Eu cred că da, că numai așa se mai poate aminti de istorie. Printre cei prezenți la eveniment s-a numărat și președintele Consiliului Județean Gorj, Ion Călinoiu. Este o mare bucurie că particip aici și spuneam și ieri, trebuie să scoatem în evidență și să ne promoveze județul neapărat noi. Ieri eu am văzut un lucru foarte clar, că au preluat toți vorbitorii, nu numai din țară și din afară, având reprezentanți din Spania, toate lucrurile bune și frumoase pe care le avem la județul Gorj și să realizăm acel produs comercial turistic care nu poate să fie decât valoare adăugată la nivelul de trai, la binele generațiilor viitoare și ale prezentului. Monumentul închinat Ecaterinei Teodoroiu va deveni cu siguranță un obiectiv turistic pe harta județului Gorj.